Anul trecut, pentru promovarea României ca destinație turistică, au fost cheltuite în jur de 11 milioane de euro, bani provenind din fonduri europene și de la bugetul național, se arată într-o precizare transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în urma apariției în presă a unor informații eronate. Astfel, România a derulat în ultimii ani campanii și activități de promovare și marketing turistic de o amploare fără precedent. Sute de participări la târguri internaționale, promovarea în cadrul evenimentelor sportive, artistice și culturale, precum și campionate mondiale și gale de box profesionist, campanii radio și TV naționale și internaționale, sute de mii de materiale de promovare și promoționale, vizite a sute de jurnaliști străini în România, etc. Anul acesta, Ministerul Dezvoltării va promova România în cadrul a 70 de târguri internaționale de turism, printr-o campanie pe posturi de televiziune internaționale și în presa scrisă mondială, printr-o campanie pe posturi de televiziune naționale, în presa scrisă națională și prin afișe outdoor în întreaga țară, prin realizarea unui portal de promovare turistică a destinațiilor românești și a unei campanii pe internet, prin organizarea de evenimente, prin realizarea a sute de mii de materiale de promovare și promoționale, tricouri, șepci, pixuri, sticuri, mai precizează reprezentanții MDRT. Potrivit acestora, în ultimii ani, promovarea și dezvoltarea turistică a României s-a făcut pe baza a trei documente strategice: Masterplanul pentru Turismul Național al României 2007-2026, Strategia de creare și promovare a brandului național de turism și Planul strategic și operațional de marketing turistic al României 2011-2015. Strategia poziționează România ca destinație turistică în plan mondial și identifică produsele turistice prin care țara noastră are potențial în fața competitorilor de pe piața turistică mondială, mai precizează MDRT.